Vremea a afectat și mersul trenurilor. Peste 200 de călători au fost blocați mai bine de 8 ore în câmp sau în gări, după ce rețeaua de înaltă tensiune a fost avariată de furtunile puternice din apropiere de Drobeta, Turnul Severin. Sătuiți să aștepte autocarele care trebuiau să-i preia și să-i ducă în alte gări de unde să-și continue drumul, oamenii au făcut scandal. Cea mai mare magistrală feroviară din sudul României, București-Timișoara, a fost blocată noaptea trecută, aproximativ 10 ore după ce rețeaua de înaltă tensiune a fost avariată în 5 locuri, în urma precipitațiilor de cod roșu. 4 trenuri, 3 CFR și unul privat, care se îndreptau spre București și Constanța, au fost afectate de lipsa de curent, iar cei peste 200 de călători aflați în vagoane au așteptat ore în șir, în gara de la Drobeta, Turnul Severin, să fie transbordați. Stăm aici ca fraierii de la ora 4 să poate așa ceva. Pă bune, chiar suntem, zici că suntem boschetari. Ei zic că au făcut transbordarea. A făcut pe dreacu să ia, a făcut. Să rezolvă într-o oră jumate, ba două, ba trei, ba patru, stăm aici ca boschetari. Cele mai mari probleme le-au avut călătorii din trenul IR-1992, care a rămas blocat în zona Balota, la ora 23:30. Abia 2 ore mai târziu, garnitura a fost tractată în gara Drobeta, Turnul Severin, Mărfuri. Oamenii au așteptat până la ora 7 dimineața un autocar care să-i ducă la destinație. La fel de ghinioniști au fost și călătorii unui tren privat, care au ajuns în gara din Drobeta, Turnul Severin, la ora 1 și nu plecaseră nici la ora 9. Cum este situația? Spuneți că stați de la... Groaznic, vă dați seama, de la ora 1 nu știm nimic. Trenul de CFR s-a eliberat, s-au transbordat și noi tot aici suntem. Pentru că CFR-ul nu oferă suport firmelor partenere. Efectiv stăm și fără să știm vine sau nu vine. Într-un final să spun, vin 3 autocare. Când vin autocarele? Nu știm. Peste noapte ne spune că vine, că vine, mai durează o oră, mai durează o oră și că plecăm, că stai. Și azi noapte de la câte ori? Păi de la 1 noaptea. De la 1 noaptea tot așteptăm ca fraierii. De 8 ore stau într-o gară. Nu mi se pare corect, da? Se știa că e cod galben, portocaliu, de ce n-au luat măsuri, avem autorități, România te iubesc, ne batem cu pumnul în piept, domne, facem, dregem. Într-un comunicat de presă, reprezentanții CFR au transmis că transbordarea s-a făcut cu 4 autocare și 2 microbuze. Nimic despre întârzieri. Angajații companiei au lucrat la refacerea rețelei, iar în jurul orei 10, traficul a fost reluat.